Este membru NATO și a Uniunii Europene și are 5 milioane de locuitori. Este un exemplu de dezvoltare economică după ce a aderat la Uniunea Europeană. Este un exemplu de stabilitate, predictibilitate și prosperitate în Europa. Câștigarea independenței și ruperea de comunism s-a realizat prin Revoluția de Catifea, fără vărsare de sânge ca la București. Este vorba despre Slovacia, iar împreună cu ambasadorul Slovaciei la București, voi analiza și voi discuta despre Grecia și pericolul pe care le reprezintă pentru Uniunea Europeană și proiectul Uniunii Europene, despre situația din Ucraina, unul dintre vecinii României, dar și ai Slovaciei, poziția Slovaciei cu privire la aderarea României la spațiul Schengen. Împreună cu ambasadorul Slovaciei voi aborda toate aceste teme, însă voi vorbi și despre relația extrem de apropiată dintre Slovacia și România, un lucru puțin cunoscut cetățenilor români. Vă aștept așadar, sâmbătă, de la ora 18:30, la ambasador România,